ducem mesajul maratonului nostru civic și aici la Veneția, dragii mei. Suntem în fața clădirii unde se întrunește Comisia de la Veneția. O instituție foarte importantă din perspectiva aplicării și implementării standardelor de drept la nivel european în statele care sunt membre ale Uniunii Europene. În special pentru războiul pe care noi îl ducem, care este și un război de comunicare, de informare corectă a oamenilor, Comisia de la Veneția este foarte importantă dintr-un alt punct de vedere. Punct de vedere din care este important și mesajul din raportul MCV din Parlamentul European și rezoluția dată pentru România, dar și faptul că unele anchete penale, așa cum este ancheta Direcției Naționale Anticorupție, în privința Teldrum, vin de la alte organisme europene, în cazul de față Olaf. Noi am venit aici special pentru a da un semnal de aici, din fața clădirii în care se întrunește Comisia de la Veneția. Materialul video pe care îl filmăm aici o să-l și trimitem alături de o petiție către Comisia de la Veneția. Ce vrem noi să facem prin această a doua manifestare pe care o facem, al doilea semnal de alarmă pe care îl tragem după cel de la Strasbourg din Parlamentul European. Este un lucru foarte important, vrem să arătăm instituțiilor europene importante în economia acestui război pentru statul de drept pe care îl ducem și noi în România și pe care îl duc alături de noi Parlamentul European și instituțiile europene, să arătăm că cei care acum controlează Parlamentul și Guvernul, conduși de infractorul șef al PSD Liviu Dragnea, nu reprezintă poporul și că oamenii simpli, oamenii normali, sunt împotriva demersurilor pe care ei le fac. De ce este important, sunt importante semnalele care au venit către România de aici, de la Comisia de la Veneția, dragii mei? Pentru că toate semnalele care vin de aici, în legătură cu modificările legilor justiției, toate semnalele care au venit din Parlamentul European, faptul că în cazul Dragnea vorbim de o anchetă demarată ca urmare a unui semnal dat de către Olaf, organismul european, împotriva corupției și fraudării fondurilor europene, toate aceste lucruri ne demonstrează, fără niciun fel de echivoc, cât de mincinoasă și cât de manipulatoare și cât de ticăloasă este campania penalilor dusă prin televiziunile penalilor, infractorilor și inculpaților, cum este Dan Voiculescu, cum este Sebastian Ghiță, oameni care vorbesc despre un așa zis stat paralel. Oameni care vin și spun, au tupeul să spună, inclusiv Liviu Dragnea, deși numai dacă te uiți la averea lui, îți dai seama că ceva nu este în regulă cu acest individ și că ar trebui să fie anchetat, să fie ascuns undeva, ei vin și spun, domnule, noi suntem nevinovați, noi n-am făcut nimic, există un stat paralel care ne înșenează toate aceste lucruri. Ei bine, dragii mei, Comisia de la Veneția nu poate să fie statul paralel. Presupunând că ar fi adevărat ce spun ei și că în România e persecută vreun stat paralel, păi cum, statul ăla paralel controlează Comisia de la Veneția? Controlează Parlamentul European? Controlează Olaf? Este un lucru pe care ei nu au cum să-l conteste și pe care este foarte important ca noi, toți cei care suntem oameni cinstiți în România, în afara granițelor României, să insistăm foarte mult pe acest lucru pentru a explica acest lucru milioanelor de oameni care, prin frânturi de informații, prin bucățele de știri și de emisiuni de pe la televiziunile mafioților și care poate chiar cred, domnule, există un stat paralel care îi vânează pe oamenii ăștia săraci, ei sunt nevinovați, n-au făcut nimic, n-au furat nimic, toate averile lor uriașe de baroni narcotraficanți de droguri din America Latină sunt făcute legal și statul paralel îi hăituiește. Numai că ce să vezi, există și aceste instituții europene care vin și spun exact aceleași lucruri pe care le spunem și noi în piețele publice din România, pe care le spun și grupurile din diaspora, pe care le spun și le gândesc toți oamenii cinstiți din România. De aceea am considerat că este important să punctăm un mic moment și aici, în fața sediului Comisiei de la Veneția. Vă repet, nu funcționează permanent, ci se întrunește această comisie periodic. Timp de două zile se întrunesc aici, aici au loc discuțiile și are loc activitatea acestei comisii. Începe ploaia, o să încercăm să fim scurți, să nu stăm mult în ploaie și o să-i rog pe cei care sunt aici, o să iau pe rând, să stau de vorbă cu fiecare, așa cum fac de fiecare dată unde merg în diaspora. Bună seara! Bună seara din Veneția! Din Veneția! Românul din Veneția care a venit la întâlnirea noastră. Eu o să vorbesc puțin. Hai să o luăm așa, ușor, să vă prezentați întâi. Vasile Niculică din Suceava. Din Suceava, așa. Când ați ajuns aici la Veneția? Sunt aici de 8 ani, mai bine de 8 ani. De 8 ani. Cum vi se par evenimentele din țară? Au luat o turnură proastă. Dacă noi nu facem ceva, dacă noi nu ne reunim,
Dacă noi abandonăm lupta, corupția ne doboară. Eu sunt o corupție, sunt o victimă a corupției din România. Fraților, sunt puține cuvinte de spus, nu abandonăm. Urmează 1 decembrie. Vreau să mi-amintesc o poezie de Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutus mare, mare, mare glorios. Da, foarte frumos, foarte frumos. Ce faceți aici în Veneția? Ce lucrați? Eu lucrez aici în transporturi pe o barcă. Transport, capitan de barcă, cum se spune, nu? Că aici totul e pe barcă, nu există mașini, nu există. Da. Si, da, e adevărat. Aici totul se transportă, toate mijloacele sunt cu barca. Nu l-ați întâlnit pe aici, pe Ciordache, pe Tudorel, toate, pe aici, pe la Veneția? Ce face? Ce ați face dacă l-ați întâlnit? Dacă ar veni aici, ce nu vă puteți închipui ce ar putea păți aceste persoane. Câte huiduiele ar primi din partea noastră a diasporii. Vă spun, toată diaspora este împotriva PSD-ului. Toată diaspora a suferit și știu ce înseamnă corupție. Italia este un stat de drept unde legile se respectă, nu cum se întâmplă în România. Fraților, luptați împotriva corupților. Vă aștept să ieșiți și voi în piață. Da, mulțumesc foarte frumos. Vedeți, este românul din Veneția care a venit aici la întâlnirea cu noi. Așa cum am spus, eu am promis și o să știți că o să mă țin de cuvânt. Mă duc oriunde pe fața pământului. Un singur român, dacă este acolo, mă duc să mă întâlnesc cu el, să-i strâng mâna. Vreau să vă mai prezint pe cineva. Avem aici grupul Diaspora Padova. Bună seara! Bună seara! Un grup nou constituit, nu? Da, încet, da, încet, cu ocazia asta află și oamenii că se constituie un grup și la Padova. Și la Padova. Și încercăm încet, încet să adunăm românii, care sunt foarte mulți în Italia, dar din păcate nu sunt încă organizați, nu sunt adunați la un loc. Nu sunt organizați, foarte, foarte puțini. În schimb, încercăm să purtăm, să aducem un semnal, să atragem un semnal și să încercăm să-i unim cât mai mult. Ce ați face dacă l-ați vedea pe domnul Ciordache acum, dacă ar veni Tudorel Toader? Ce ați spune? Nimic. Ar Ciordache, trebui, Tudorel Toader, ei cam vin pe aici. În primul rând, nu să discute recomandările de la Veneția, ar trebui respectate cu strictețe recomandările de la Veneția. Ar fi numărul 1. Da, el a primit niște recomandări, PSD-ul trebuia să renunțe la niște legi, conform acestor recomandări ale Comisiei de la Veneția, și în loc să renunțe la ele, le-au votat în Parlament și după aia au arătat degetul Uniunii Europene și Comisiei de la Veneția, care a dat aceste recomandări. Cum vi se pare treaba asta? Exagerată și din comun. Acest om nu ne reprezintă, sub nicio formă nu reprezintă poporul român. Da. Și dacă este un grup civic aici, o să vedeți, oameni buni, ce lucruri se vor întâmpla în viitor. Nu spun mai multe, ca să nu stricăm plăcerea pe care o vor avea domnul Tudorel Toader, domnul Ciordache, când vor veni ei încoace la Comisia de la Veneția. Și vor avea plăcerea, pentru că aici este stat de drept. Vedeți, noi suntem patru oameni, am adunat aici, este poliția care ne lasă să facem, conform legii, să ne exprimăm liber cum dorim noi, absolut oricum dorim noi. Și aici, domnul Ciordache, domnul Tudorel Slugă Model, nu e jandarmeria care să ridice oameni abuziv ca să vă simțiți dumneavoastră bine. Deci aici chiar va trebui să înfruntați oamenii, nu? Nu avem nici gaze. Așa e, da. Așa e. Cum se vede de aici, din Italia, tot ceea ce fac ei în România? Faptul că au ajuns să sfideze recomandările. E foarte jandarmeric, ceva de necrezut. E ceva care nici în evul mediu nu există așa ceva. Nici în evul mediu toți românii trebuie să înțelegeți că noi care suntem în afară, noi suntem aia care vă oferim un loc de muncă în România, noi suntem aia care vă dăm un pic de viață, că altceva nu putem să vă dăm, altceva nu e. N-am venit de bine în afară, în diaspora, n-am venit de... câți ani ați plecat? De 16 ani. De 16 ani, 16. Aici în Italia? De 16 ani, la 18 ani am venit în Italia. În Italia. A terminat școala, acasă, deci, mai un pic și viața în Italia este mai multă decât viața în România, adică... Puteți spune că sunteți mai mult italian decât român, nu? Eu sunt mai mult italian ca român. Aici eu sunt foarte respectat italian.
Există povestea asta și vreau să lămurim, să o discutăm, dacă tot vorbim cu cineva care e aproape la limită, ani petrecuți în România, ani petrecuți în Italia. Bravo. Există propaganda asta împotriva românilor din diaspora și împotriva țărilor în care primesc români. Domne, românii sunt tratați ca niște sclavi, sunt umiliți, nu, sunt... Nu. Cum e? 16 ani în Italia, umilit vreodată? Vreau să vă spun că eu mă sunt mai mult respectat aici în Italia ca în România. În România, când ajungi, te văd cu mașini, te văd, băi, omule, n-am furat, mă, n-am venit să furam, am muncit pe bani cinstiți. Aici care românii care sunt în Italia, ei plătesc rate, au probleme, plătesc taxe, 65% din venitul nostru, dăm la stat italian, dar aici avem condiții, avem spitale, avem străzi. Ferească Dumnezeu, stai rău, nu ai cu ce să trăiești, statul te ajută. Cât poate, îți dă. Tu îi dai cât poți tu, ei îți dau înapoi când nu poți tu. E tot un sistem foarte, foarte... Ce v-a alungat din țară? Ce a determinat? Sărăcia și sistemul de viață. Mentalitatea e foarte, foarte jalnică în România. Voi trebuie să înțelegeți, cu șpaga nu se face nimic, băieți. Români, cum să vă spun, frațe, nu sunt cuvinte. Șpaga a distrus România. Trebuie să mergi, băi, dacă mergi la primărie, îți dă, spune, băi, plătești chitanța, tu plătești chitanța, poliția te oprește pe stradă, îți dă amendă, tu plătești amendă, nu încerca niciodată să dai șpagă. E tot un sistem de... foarte, foarte... Acum 16 ani, când ați plecat din România încoace către Italia, v-ați gândit, domne, peste 16 ani o să fie mizeria la fel de mare, o să fie tot comuniștii aia nenorociți, tot ciuma roșie în țară? Adevăr, în fiecare care trecea în Italia, în fiecare lună, da, luna august, da, mergeam acasă. Spun, la anul vin acasă, vară, da, în fiecare vară. Vin acasă. Să spun adevărul, în Italia nu lipsește nimic. Eu am tot aici, am casa mea, am firma mea, da, să vă spun. Eu jumate vreau, cum este în Italia. Dacă ar fi în România, da. Așa, jumate, nu vreau mai mult. Nu vreau 100% ca în Italia. Vreau jumate ca sistemul care în Italia. Nu numai în Italia, în Europa. În toată Europa. Acum, eu am fost prin toată diaspora, am arătat oamenilor, sunt... este o diferență atât de mare, deci este ceva... Dacă ne-a trecut vama de la români în Ungaria, că Ungaria e un pic mai foarte mică și Ungaria e o țară mult mai săracă ca România. Și ca resurse, și ca oameni, și ca bogății, și ca tot ce vrei. Și uite că și-au făcut-o. Ungaria, ușor, cum a putut să ridică. Se ridică. Au autostrăzi mai bune ca România. Străzile foarte mai bune, sunt mai... Și la noi cum e? Când mergi de la an la an, vii din Italia în august, anul ăsta, și vii anul următor, se vede vreo diferență, băi, în bine, o schimbare în autostradă, bine? Voi în autostradă, eu am fost în august în România, în autostradă, tu nu poți să pui, măi, omule, mi-a fost foarte, am stat foarte rău când am văzut în autostradă, cum să vă zic, nu sunt niște... Containere. Ah, benzinările alea în containere, cu toalete, băi, în containere. Cu toalete, magazin, tot în containere. Voi vă ucideți unul cu altul, măi, omule. Eu am avut un prieten care a fost la București, am stat la București, el îmi spune că el fac plăce de beton cu plasă de 4. Vă dați seama, vă ucideți între voi, măi, oameni. El spunea, îmi explica, că vă pune bombolon de gaz. Alimentează blocuri cu gaz, cu bombolon de... De la rusesc, spunea, cum se cheamă? Da, îl încarcă pe ăla și zici că e colegat la gaz. Da, dați seama, băi, fiți... Se termină ăla și blocul nu e colegat la gaz. Da, nu e legat la gaz. Nu e colegat. Nu e legat la gaz. Cine e mediu, măi, oameni. Eu am foarte mulți colegi italieni care vor să vină să viziteze România. Mulți îmi cer să vină să viziteze România. Cum să-i aduc acolo, să-i bagă niște cătuni cu niște gropi, cu infrastructura care este, cu lumea care este, cu cercetorii care sunt pe străzi, mizeria care este în jur. Noi investim foarte puțin bani în educație, pentru colegii, colegii de aici din Italia. Bănuiesc că urmărești știrile, au văzut că au fost proteste în România, au văzut ce a fost la 10 august. Au apreciat foarte mult protestele noastre. Dar când le spuneți, bă, noi avem pe unul care e șeful Parlamentului și este infractor. Și el a zis la jandarmeria să bată oamenii. Ce au zis colegii din Italia când au zis asta? Ei s-au mirat când au văzut cum s-au comportat jandarmii cu noi, cu cei din diaspora. Pentru că au văzut și ei pe programele de știri și m-au întrebat dacă era adevărat. Nu le venea să creadă, nu? Le venea să creadă că pot să facă așa ceva. Întrebați-i pe carabinieri de aici dacă ei se comportă așa cu... Da. La modul ăsta. Păi nu se comportă, că am văzut la Torino, am discutat cu șeful chesturii și mi-a spus că știe de 10 august și că ne apreciază și că ce au făcut aia în România este de neconceput pentru o forță de ordine civilizată dintr-o democrație. Noi trebuie, statul român trebuie să investească foarte mulți bani în educație, foarte mulți bani în educație.
Noi suntem la coada Uniunii Europene. Dacă nu facem acum ceva, mai târziu va fi foarte târziu. Ne pleacă tinerii, pleacă tinerii pe rupte. Păi de ce ar sta? Ce facem de ce ar dacă sta? Nu luăm măsuri? Întrebarea este foarte simplă. De ce ar sta, de ce ar se sta un tânăr? Scape de dosarele lor? Da, atât e interesant. Și atât e interesant. Și să fure mai departe. Întrebarea e foarte simplă și logică. De ce ar sta un tânăr competent, educat, da? Inteligent? De ce ar sta într-o țară unde să ajunge fie să umilit? Fie șef un imbecil să pus de cineva de la partid, să fie umilit de un hoț, să fie umilit de un prim-ministru analfabet? Adică ei nu se gândesc atunci când tu pui un prim-ministru analfabet. Toți tinerii competenți din țară se uită la televizor, le crapă brazul de rușine și pleacă unde văd cu ochii? Ei nu se gândesc la asta? E rușine, se spune că sunt români în afara României, în afară, în Europa, în diaspora. Din cauza politicienilor noștri corupți. Dintre toți oți, că văd că merg și minte în Parlamentul European. Dăncilă merge și minte în Parlamentul European. Asta a făcut, da. Că românii, românii iubesc guvernul României. Da, românii iubesc și guvernul României a făcut Doamna numai Dăncilă, bine. Doamna Dăncilă, vă așteptăm la Veneția pentru a vă da dovadă cât de mult vă iubim. Vă așteptăm aici. De ce nu cu domnul Dragnea, domnul Bădălău, domnul Iordache, domnul președinte, domnul Tăricianu. Ca președinte să meargă singur așa pe stradă. De ce n-au curaj să meargă ei ca... Da, să vină. Dragnea. Să vină, uite, le dăm domnul Dragnea, vă dau eu întâlnire în Piața Victoriei în fiecare zi. Ia veniți să vă întâlniți cu mine, veniți. Da? De ce n-au curaj să meargă la un restaurant? Da. Singur. Da, merg numai însoțiți de forțe de ordine și numai în locuri private. Dragii mei, așadar, dăm semnalul de aici, din fața sediului, clădirii unde se întâlnesc membrii comisiei de la Veneția. Este al doilea semnal de acest gen pe care îl facem. Am mai făcut ceva similar în luna septembrie, în fața unuia dintre sediile Parlamentului European, sediul Parlamentului European de la Strasburg, și vom merge mai departe, să știți, cu aceste inițiative. Scopul lor este să arătăm instituțiilor europene, instituțiilor care susțin și consolidează, întăresc pentru România, lupta României pentru implementarea statului de drept, să le dăm un semnal foarte clar că ceea ce face infractorul șef al PSD, ceea ce face acest grup infracțional organizat în jurul lui Liviu Dragnea, nu reprezintă interesele poporului român. Și că noi, poporul, noi, oamenii cinstiți, suntem în dezacord total cu ceea ce fac acești mafioți și atragem atenția instituțiilor europene, acesta va fi un al doilea mesaj foarte important, să nu acorde niciun fel de credibilitate informațiilor care vin din partea Parlamentului condus de Dragnea, din partea Guvernului condus de Viorica Dăncilă, marioneta lui Dragnea, să verifice orice fel de informație din cât mai multe surse, pentru că oamenii ăștia mint pur și simplu cu nerușinare, mint în discursuri publice de la tribuna Parlamentului European, așa cum a făcut Basilica Viorica Dăncilă. Așadar, dragii mei, am venit și aici la Veneția, v-am spus, una dintre ambițiile mele este să merg oriunde în lume. Un singur om, dacă este, în Peru, dacă este un singur om care mă așteaptă, am să merg să stau de vorbă cu el. Asta este o promisiune pe care vreau să o fac și dacă mă ține sănătatea, am să o fac, dragii mei. Noi suntem aici la Veneția. În spatele meu ați văzut și forțele de ordine. Au venit cei de la poliția locală, de la Chestură, foarte amabili, au discutat cu noi, ne-au spus că sunt aici pentru a ne proteja strict și pentru siguranța noastră, sub nicio formă să nu ne considerăm intimidați sau să ne fie foarte, foarte clar că ei sunt aici numai și numai pentru a ne proteja, pentru ca noi să putem să ne dăm mesajul, să ne facem evenimentul pe care l-am anunțat, l-am notificat legal, să-l facem așa cum vrem noi și noi să fim protejați. Sub nicio formă nu s-a pus problema din România, cum se întâmplă în România, unde te legitimează, te ia, te pune, du-te acolo, vino acolo, îți pune gardul și te timorează ca să nu poți să te exprimi. Libertatea de exprimare este un drept pe care forțele de ordine aici în Italia respectă cu sfințenie, dragii mei. Așadar, iată, dăm și semnalul de aici din fața sediului Comisiei de la Veneția. O să facem o petiție online, pentru că acest material video este gândit și conceput ca să însoțească acea petiție, ca să vadă membrii Comisiei de la Veneția chiar locul unde vin ei, să știe cine sunt cei care le adresează această petiție, să ne vadă chiar aici unde vin ei să întrunească, și vom face această petiție, vom lansa semnăturile ca un mesaj, inclusiv pentru Comisia de la Veneția, cu aceste două idei clare și limpezi, faptul că ei nu reprezintă poporul român și faptul că ei sunt mincinoși și că nu trebuie să li se acorde niciun fel de
credibilitate. În momentul în care am terminat petiția, o să o anunț, o să vă rog pe cât mai mulți dintre dumneavoastră să distribuiți acea petiție și să obținem cât mai multe semnături, pentru că acel mesaj va avea greutate în funcție de câte semnături vor fi în spatele acelei petiții. Ne vedem, dragii mei, și mâine la Bologna.